Știi că fără motivație de la medic sau corectă te dă afară din serviciu? Știi că te dă afară de la școală? Uitați-vă unde l-am coborât pe Hristos. Nu ne temem de El și nu ne este rușine nici măcar ca de un director de școală, de un profesor. Nu ne teamă nici de ca de un patron privat care ne dă afară din servici. Uitați-vă cât de bun este Hristos. Și fraților, vreau să vă întreb, știți cât plătește Hristos de când am înțeles mesajul acesta? Nu mai pot să stau acasă. Mai nu mă interesează bani. Mare atenție că eram în Germania să fac bani. Vreau să întreb surorile, când v-ați angajat la Hristos, ați mai găsit dumneavoastră un zilier? Că și eu mai iau la sapă în grădină, fără să întrebe cât îi dați? Oh, ce minunat! Voi v-ați angajat la Hristos și nu l-ați întrebat cât plătește? Cât plătește Hristos? Viață veșnică. Viață veșnică e bonus, frate. De 1000 de ori mai mult. Eu vreau astăzi. Astăzi vreau, nu mâine! Că ce e în mână nu-i minciune, zice poporul român. O zis, vă dau pe pământ. Ascultați bine. Însutit. Împreună cu prigoana. Asta e ca cafeaua cu nea. Știi? Cât un pic de zahăr, cât un pic de lapte și cafea mare. Depinde cum consideră el. Știi? 3 în 1. Ăsta vin la pachet. Nu merge altfel. Că prigoana și suferința face parte din pachetul binecuvântărilor. Nu poate să-l despărțim. Dragii mei, însutit pe pământ. Bonus pe deasupra. Ne dă străzile de aur pentru veșnicie. Și dacă am fost credincios în puține, ne va pune peste multe. Slav. Dragii mei, noi lucrăm foarte puțin în comparație cu ceea ce ne va da Dumnezeu. Mărire lui. Soția mea spune, ești tot plecat. Până acum erai tot numai la seri prelungite. Acum pleci cu zilele tot mai mult. Am zis, o să plec de acum acolo și mai mult. Păi zice, ce tot pleci? Se strică mașina, atâta cheltuială. Am zis, vreau să-ți fac o vilă în cer. Nu se poate. Vreau să fac la fiecare copil o vilă în cer. Nu se poate ca tată să faci vile în cer. Ba da, citiți Biblia, iubiți Biblia. Eu știu la cine m-am angajat, eu știu cu cine umblu, eu știu pe cine slujesc. Trăiască Domnul! Le-am credințat la cei 10 dintr-o Evanghelie avuția sa. Noi lucrăm cu avuția lui Dumnezeu. Pentru că eu lucrez cu pensia de boală, este a lui Dumnezeu, că dă o lege peste noapte și îmi taie pensia. Tot ce este pe pământ este al lui Dumnezeu. Îmi place că dimineața calc pe pământul lui Dumnezeu, respir aerul lui Dumnezeu, mă încălzește soarele lui Dumnezeu, mănânc banane, mere, ceaun, grătare, sale lui Dumnezeu, mă bucur de o soție, de o mașină, de o casă, sunt ale lui Dumnezeu și nu mi-a cerut chirie niciodată. Trăiască Domnul! Asta da Dumnezeu! Slavă lui! Și au zis, orice slujbă care o faci pentru mine, au zis Dumnezeu, conform Scripturii, ți-o plătesc de 2 ori. Odată te binecuvintesc pe pământ și odată pentru aceeași faptă te răsplătesc în cer. Slavă. Auziți, se întorc cei 10 care au fost credincioși și spune, ai fost credincios în puține, te voi pune peste multe lucruri. Peste multe cetăți. Păi dacă în viața de apoi îmi va da 5 orașe ca București, nu voi da în fiecare oraș câte o vilă la copiii mei și la soția mea? Ați văzut că poți să faci casă în cer? Acolo stă scris că ne vom invita unii la alții. Ne vom vizita, trăiască Domnul. Aleluia. Dragii mei, dacă veți aduce multă roadă, vreau să vă spun ceva, fac o paranteză, nu mă las ceasul, lăsăm pe Duhul Sfânt că suntem la Pentecostal. Amin. Dragii mei, știți de ce vrem să aducem roadă? E atât de important. Dacă veți aduce multă roadă, veți fi ucenicii mei. Tatăl meu va fi proslăvit. Și apoi vine un verset care nouă ne place la rugăciune să cerem. Dar scoatem din context. Cereți ce vreți. Și Dumnezeu vă va da. Bă, fraților, ca să cerem, trebuie să împlinim ce scrie în textul acela. Acolo textul ăla scrie ceva frumos și îmi place. Voi, eu nu vă mai numesc robi. Vă numesc prieteni. Pentru că faceți ce v-am poruncit eu. Eram într-o adunare și slujeam și m-au făcut rob. Și am zis, bă, fraților, mie nu place să mă faceți rob. A, nu vrei să fiți smerit, frate? Hai să vă arăt eu ceva mai frumos decât rob. Eu vreau să vă întreb dacă luați un rob, un zilier, la voi la lucru, îi dați voie să umble în frigiderul vostru? Nici de cum. Da, să verifice portofelul. Dar dacă ești fiu, am dreptul la frigider. Da la portofelul la tati, am drept ca fiu. Păi sunt fiu, sunt prieten cu Hristos, trăiască Domnul. Nu sunt rob. E o diferență uriașă.
Dragii mei, Dumnezeu nu descopere la robi, ci robii nu rămân pururi în casa lui Dumnezeu, dar la fiii lui descoperă tainele lui Dumnezeu. Glorie lui. Dragii mei, dacă veți aduce multe roade aici, vreau să vă mai spun ceva. Pentru că am o întrebare. Mai aveți bucuria care ați avut-o când v-ați pocăit? E mai mare sau e mai mică? Hai, mai. Bai. Bai, că vorbeam de Duhul Sfânt. Bai. Știți ce scrie de Domnul Iisus în textul acela cu roade? V-am spus aceste lucruri să aduceți multă roadă pentru ca bucuria mea să rămână. Oare de ce a scăzut bucuria în viața ta? Roadă. Roadă, știi ce este? Faptele voastre, scris foarte clar. Și ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie? De ce nu ne bucurăm când ne spune că avem cancer? Oh, ce minunat ești tu, Iisus. De ce Ștefan a putut să se bucure când veneau pietrele și să iubească pe vrășmaș și lui să se roage pentru el? De ce Pavel cu picioarele îmbutuți și cu mâinile lanțuri, amenințați de sabia romană, a putut să laude la miezul nopții pe Domnul? Umple-ne, Doamne, de Duhul Sfânt! Amin! De ce nu facem față când ne jignește soția și merem în grădină și nu venim până să liniștesc apele? De ce n-ai putere să ierți și să iubești și să vezi că ceea ce a vrut diavolul să facă prin ea, sau zici, ești mai frumoasă decât ieri și în inima ta să mustri Duhul care se folosește de ea? Sau invers, că se poate întâmpla. Ca bucuria mea să rămână, dragii mei, bucuria aceasta este a Duhului Sfânt, nu-i produsul meu și al tău. Dar tu trebuie să creezi condiții Duhului Sfânt ca să o producă. Știți atunci când ne-am pocăit și am primit Duhul Sfânt, El a aprins-o în inimile noastre? Dar eu vreau să vă întreb în dimineața aceasta că avem o sobă. În dimineața aceasta cine a prins focul? Mătușa. O făcut din degetă și o ieșit flacără? Acum, cibritul! Dar bucuria noi cine a prins-o? Duhul Sfânt! Dar eu vreau să vă întreb, o mers bricheta sau cibrit un șopru să aducă lemne? Ați văzut că faptele trebuie să le facem noi? El aprinde focul și face flacără, dar dacă nu sunt lemne care sunt faptele noastre, dacă nu sunt lemne de fac uscate de 2 ani, de unde să fie flacăra albastră? De unde să fie căldură? Asta e realitatea, dragii mei. Aleluia. Un alt lucru și trece mai departe, spune așa. Nu vă îngrijorați și spune așa. Căutați mai întâi. Vreau să vă întreb ceva. Simplu, eu sunt de la țară. N-am eu multă școală. În săptămâna care a trecut, în care din dimineți l-ai întrebat pe Domnul ce vrea de la tine? Știi că n-ai fost mântuit să moștenești cerul? Cerul este la capătul drumului. Ai fost moștenit să lucri cot la cot cu Hristos. Ce onoare! Ce har! La cea mai puternică împărăție care nu poate să fie biruită nici de iad și nici de puterea întunericului și nici de moarte. Ești onorat din, prin lucrul acesta să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, căutăm noi împărăția lui Dumnezeu în vremea aceasta? Știți cu ce începe împărăția lui Dumnezeu? Cu rugăciune. Până nu te dai jos din pat, te mișcă Duhul Sfânt să stai de vorbă cu iubitul inimii tale. Se mai mișcă când faci acolo în tocăniță să vorbești cu el. Când sapi în grădină, te mai mișcă Duhul Sfânt. Mai dai drumul în vorbire în alte limbi, la volanul mașinii, la serviciu unde ești. Este Duhul Sfânt prezent în viața ta. Știi ce spune? Intrați în odăiță și încuiați ușa. Știi ce spune limba greacă în textul ăla? Intră în interiorul tău, în avion, ai interiorul tău, intră în interiorul tău. Când ești intubat și la spital, intră în interiorul tău. Când ești cu sapa în mână, intră în interiorul tău. Și stai de vorbă cu iubitul inimii tale. Nu trebuie să te oprești din lucru. Tu poți să te rogi tot timpul. Dar întrebarea este, îți place să te rogi? Dragii mei, ce mare har! Să trăiești pe un pământ blestemat unde ești în nesiguranță 24 din 24. Să vină Hristos cu un dar, ca cu un celular pentru generația tânără. Să-ți dea în mână un telefon și să spună abonamentul îl plătesc eu. Mă poți suna prin rugăciune ori de câte ori vrei. Nu sună niciodată ocupat. Nu răspunde asistenta, reveniți mai târziu. Răspunde Hristos! Nu este ocupat niciodată!
Aleluia. Dragii mei, de ce nu mai folosim rugăciunea ca altă dată? Să ai posibilitatea să ceri. Dumnezeu ne-a pus în mână darul rugăciunii să ne rezolvăm în 2022 criză financiară, să ne rezolvăm toate problemele prin rugăciune. Și mă fascinează un alt exemplu de bucurie, este rugăciunea. Slujirea a fost una. Uite-te că Dumnezeu vrea să vorbesc și de aici. Știi ce spune Evanghelia după Ioan capitolul 16? Cereți! Dragii mei, ți-a spus soacra și socrul vreodată, cere ce vrei că-ți dau? Nici nu poate. Dar eu te întreb, ți-a spus Hristos să cer că vrea să-ți dea? Da. Și atunci știi ce spune? Nu aveți, pentru că? Nu știu. Nu cerem, frați și surori. Sunt atâtea probleme între noi, între pocăiți. Vrem proroci puternici, cu da și amin. Vrem predicatori cu autoritate. Vrem oameni care să mustre Duhul de boală. Vrem lucrări mărețe. Dar rugăciunea folosim? N-aveți predicatori pentru că poporul nu se roagă, se mulțumește cu orice. Asta e adevărul, frați și surori. Dragii mei, spune așa, cereți că vreau să vă dau ca bucuria voastră să fie? Dați-mi voi să mai spun ceva. Mă duc la Solomon. Sunt rugăciuni bune, plăcute și desăvârșite. Aici poți să cântărești cam unde ești spiritual. Rugăciunile bune, spune Biblia, se învârt întotdeauna în jurul omului. Eu, soția mea, copiii mei, afacerea mea, problemele mele, sănătatea mea. Rugăciunea plăcută lui Dumnezeu este când ai pe primul loc lucrarea lui Dumnezeu. Și rugăciunea desăvârșită este când te poți ruga pentru vrăjmaș. Pentru soacra te poți ruga. Pentru socru te poți ruga. Și pentru ăla care, sau pentru aia care îți face viața amară de ani de zile? Știți că David se ruga pentru socrul său și îi luase pe Mical, pe iubita lui Mical, și o dat-o la altul? Știți că socrul său l-a urmărit 10 de ani să-l omoare și l-a iubit din toată inima? Și socrul într-o zi o striga de pe munte: cu adevărat că ești mai bun decât mine! Și o țară întreagă o știut că David are un Dumnezeu și este un om după inima lui Dumnezeu! De aceea merită să rapți, că în joc este onoarea și slava lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să-ți proslăvească numele! Și ce spunea Iosif Țon? Nu vă mai supărați de soacra și de vecinii răi! Dumnezeu i-a pus ca cioplitor, ca să te potrivești atunci în cer. Și ei te cioplesc, am și eu, dragă vecină și slujitor, mi-a spus, da, spune-mă odată, da, dai-mă, nu o lăsa-mă, de ce lași după ea? De ce-ți că a pus-o Domnul acolo? Aleluia! Și dacă am tăcut ani de zile, mă cheamă sub umbra nucului să-i vorbesc de Domn. Aleluia! Glorie, și astăzi Iisus este soră penticostală, trăiască Domnul. Să fie Domnul. Nu ăsta a dat Dumnezeu. N-apă, dacă mă luam eu în gură cu ea, unde ieșeam? Dragii mei, de ce să nu ne îngrijorăm? Dragii mei, îngrijorările duc în primul rând, știți ce fac îngrijorările? Din Evanghelie este scris că neacă cuvântul lui Dumnezeu. Vii încărcată de îngrijorări, poate cu o noapte nedormită. Și aici ești înfrământată și îngândurată de ceea ce va fi mâine, cum ți se va rezolva problema. Frații și în adunare este cel ce poate rezolva toate problemele. E iubitul inimii mele și după înviere a strigat: mie mi-a fost dat toată puterea în cer și pe pământ. Eu sunt cele morții și alocuințe morții. Ce onoare să umbli cu un asemenea Dumnezeu pe un pământ blestemat. Să fii în siguranță 24 din 24. Mărire lui. Înneacă cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, frați și sorori, ascultați-mă bine. Ceea ce nu vrea Dumnezeu. Multe boli în poporul Domnului sunt din pricina îngrijorărilor. Nu spun medicii că este pe bază de stres. Păi stresul ce-i, frate, nu-i îngrijorare? Și zice Domnul, eu nu vreau astfel de boli, nu vă mai îngrijorați, nu vă mai frământați. De ce să nu te îngrijorezi? Omule, dacă ai cancer și te îngrijorezi, te vindeci de cancer? Dacă copilul adolescent nu te ascultă sau ai probleme financiare sau de sănătate sau cu soțul sau cu soacra, se rezolvă problema? Nu se rezolvă. Dacă nu poți să faci nici cel mai mic lucru, de ce te îngrijorezi de celelalte? Ai un mare har stând în pat seara că nu poți să dormi, să-i spui lui Dumnezeu ce te apasă, ce te doare, de ce ai nevoie. Dragii mei, îngrijorările și frica aceasta este foarte periculoasă. Vreau să punctez câteva lucruri în această zi. De ce nu-i bine? Știți că stă scris că fricoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu?
Vreau să mă folosesc de exemple simple. Dacă mâine dimineață s-ar aprinde o prigoană în România și te-ar pune dimineața la 6 cu copilul în brațe, uite că blondul este aici, și mâine dimineață te pune în fața casei sau în fața blocului, că nu știu unde stați, și spune: dacă te lapezi de Hristos, îți rămâne mașina, familia, pământul, contul, serviciu, tot. Dacă te lapezi, îți rămâne. Dacă spui că rămâi credincios lui Hristos, de astăzi nu mai intri în casă la dulap, rămâi cu hainele, cu pijamaua pe tine, rămâi cu copiii în brațe, nu mai ai mașină, nu mai ai servici, nu mai ai papa la copii. Ce vei face? Știți că la ora actuală cei mai mulți s-ar lepăda? Sunteți aici? Așa este, Doamne. Ai milă de noi. Și Dumnezeu a zis: nu vă temeți. Rămâi tăria noastră. Știți de ce ne temem? Că nu suntem plini de Duhul Sfânt. Cu oamenii plini de Duhul Sfânt nu s-au temut, frate și sora. M-am dus prin Scriptură, din Geneza până în Apocalipsă, m-am uitat că oamenii lui Dumnezeu, mari titani al credinței, s-au temut. Știți că Avram face ceva pentru că se teme? Știți că mincinoșii sunt în iad? Știți că Avram, de-i cauză la frică, a mințit? Oare dacă mâine mă caută pe mine și voi știți unde m-am ascuns, că prima dată ne ia pe noi predicatorii, mă dați în gât? Dacă vine cu pistolul la gât și zice: dacă spui unde fratele Mișu, scapi, dacă nu te împuși. Du-te că e acolo, că știu unde s-o scuți. Știți ce face Avram, frate și surori? Când este amenințat de moarte din cauza frumuseței soției, spune soției sale: spune că e sora mea. Auzi, învață să minte. Frate și surori, știți ce spune Petru? Dacă toți te părăsesc, eu nu. L-au părăsit? De ce? I-a fost frică. Frate și surori, sunt foarte mulți fricoși. Dați-mi voi să vă mai spun încă un exemplu de frică. Uitați-vă poporul Israel, și suntem în vremea aceea. Poporul Israel, când se intre în Canaan, după mersul în pustie, dintr-o dată spune că acolo sunt: țara e bună! Strugurile dus de două persoane pe prăjină, este excepțională, curge lapte și miere. Dumnezeu a spus adevărul, dar sunt fiii lui Anac acolo, ne este frică, ne moare copiii. Dragii mei, ori intrat în țară. De ce nu ori intrat? Le fă frică. Asta e realitate. Dumnezeu a zis să nu fiți plini de frică. Noi acum trebuie să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt, să nu ne temem. Amin. Dacă mâine poimine vine din nou vaccinul obligatoriu și vine chipul și vine 666, câți vor rămâne în picioare, frați și surori? Dumnezeu ne pregătește și spune: căutați să fiți plini de Duhul Sfânt. Vom face ceea ce spune Dumnezeu. Dragii mei, apoi vreau să vă spun că frica duce la depresie, la disperare și, nu vă uitați la știri, duce la prea multe sinucideri. Și de acum încolo, ascultați-mă bine, lucrări date prin Duhul Sfânt s-au ridicat din adânc duhuri de depresie. Sunteți aici? Depresia te duce la disperare și vezi numai funia sau o doză supra doză de medicamente. De acum încolo mulți veți auzi că și-au pus capăt zilelor. Pentru că nu vor face față la forța întunericului care bântuie pe întreg pământul. Și Dumnezeu vine și spune: nu vă îngrijorați, nu vă înfrământați. Și pentru vremea din urmă nu mai folosește termene nu vă temeți. Spune în Matei 24, veți auzi de războaie, vești de războaie, de pandemii, de foamete, și spune: nu vă înspăimântați și nu vă îngroziți. Este un alt nivel de frică. Dragii mei, vreau să vă spun că oamenii care s-au temut au dat înapoi. Vreau să vă citesc ceea ce mi-a scris fica mea, care este în Germania, are 22 de ani și săptămânile trecute a fost operată la Stuttgart de inimă. Soția mea e acasă bolnavă de inimă. Eu am harul să fiu bolnav de peste 20 de ani. Nu-i bun, Domnul? Dar pot să-l lau din toată inima și îi spun: bine ai făcut că ai îngăduit boală. Nu sunt supărat deloc, e cel mai frumos, trăiască Domnul. Dacă ai înțeles rolul și rostul suferinței. Fica mea îmi scrie așa: tată, dacă o problemă se poate rezolva, nu are rost să-ți faci griji. Dacă o problemă nu se poate rezolva, atunci grijurile nu ajută la nimic. Mai repet o dată. Dacă o problemă se poate rezolva, nu are rost să-ți faci griji. Dacă o problemă nu se poate rezolva, atunci grijurile nu ajută la nimic. Dacă chiar am amintit-o pe fiica mea, întorcându-mă din Germania în 2007 la porunca Domnului,
Prietenii mei de vârsta mea, familiști, au spus, ești nebun. Îți duci copiii în România la școlile românești pe când au harul să studieze în Germania. Și le-am spus, pocăiți pârliți. Viitorul copiilor mei e Hristos. Aleluia. Am zis, uitați-vă la un Iosif pușcăreaș în altă țară unde l-a ridicat Dumnezeu. Nu au avut multă carte. Uitați-vă la un Daniel, altul cu carte, că Dumnezeu alege cum vrea. Tineri care au rămas credincioși și au ajuns la rang înalt, pe poziții înalte. Dragii mei, fica mea și-a terminat în Sebeș liceu german și-a luat bacul, s-a dus în Germania și o soră pocăită mi-o ține pe banii ei. Și chirie și mâncare, eu cu pensia mea nu pot ține, că Hristosul tati e Dumnezeu, trăiască Domnul. Dumnezeu meu face semne și minuni. Poate să-ți ridice copiii unde vrea el și nimeni nu poate împiedica. Vreau să vă încurajez, așa mi-a spus Domnul în dimineața aceea. Nu vă mai îngrijorați pentru copii și urmașii voștri. Dar ascultați-mă bine și după aia vă povestesc despre câteva lucruri ca mărturii. Dă-i putere. I-am spus lui Dumnezeu că în rai fără copii nu mă duc. Îl prinde poala haine și nu las până când nu mi-i mântuiește. Păi, să fii tu, știți că Iacov a reușit? L-a prins de poala haine și l-a biruit în luptă și l-a obligat să-l binecuvinteze. O zis Iacov, biruitorul care a luptat cu Dumnezeu și l-a biruit. Adică l-a convins să-i dea binecuvântare. Și am venit aici să-l conving să-mi dea binecuvântare. În al doilea rând i-am spus lui Dumnezeu că stau la dispoziția lui 24 din 24. Unde mă trimite, acolo mă duc și ceea ce pune în gura aia voi rosti. Eu am venit aici că mi-a spus Dumnezeu să vin. Slavă Lui! Le-am spus la frați, în a cincea duminică sunt liber, dar dacă nu va spune Domnul, vă va spune nu. Așa voi este. Spune nu. Eu nu mă joc de a lucra pentru Dumnezeu. Așa este, da. Aici fac o paranteză și vă spun, l-am întrebat pe Dumnezeu odată, Doamne, pot să mă duc în cercul ăla de rugăciune? Știți ce mi-a spus? Acolo este Babilonul. Și lumina mea de Dumnezeu nu pătrunde, n-ai ce căuta acolo. Sunt biserici unde Hristos nu mai este. Asta e realitatea. I-am spus că stau la dispoziția Lui. Trei, i-am spus că în rai fără copii nu mă duc, dacă e nevoie să mă așeze într-un sicriu, să-mi cerceteze copiii, vreau să mor. Dar în rai fără ei nu mă duc. Dumnezeu a spus câtă vreme cartea asta e în mâna ta și vei face ceea ce-ți spun eu. De copiii tăi mă ocup eu. Aleluia. Chiar dacă adolescentul tău fumează așa cum ai făcut-o tu, am să ți-l aduc și am pregătit darul pentru copiii tăi. Am să-i îmbrac cu frunze de măslin, trăiască Domnul! Ești dispus, mamă și tată, în vremea aceasta? Aveți voie să vă schimbați termopanele, grese și mașinile, dar ele nu le putem lua în rai. În rai ne ducem soțiile și copiii, oameni buni. Și eu vreau să mă duc în cer și nici o unghie din casa mea și din neamul meu să nu lipsească. Acum câteva gânduri despre viața mea. M-am născut în 68, în Gârbova, lângă Miercurea Sibiului, într-o familie de creștini după Evanghelie, unul din 7 copii. Era 4 decembrie când tăream 1 kg 600 ca un pui de aprozar vână și pe mine scria moarte. Diavolul înfășurase cordonul de 7 ori în jurul gâtului și a vrut să mă spânzure în pântecele Maicii mele. Știți de ce? Că știut că astăzi voi predica aici. Uitați-vă că Hristos la 2 ani a încercat diavolul să-i curme firul vieții. Uitați-vă la Moise, la 3 luni a încercat pe Nil să-i curme firul vieții. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, la Iosif, la 17 ani au vrut să-i curme firul vieții. Și dacă nu te poate omorâ ca prunc, și nu vă mirați dacă copiii, fete sau băieți vor trece prin probleme sau se nasc cu probleme, ți-ar prea putea să fie oameni aleși de Dumnezeu. Aleluia. Și Dumnezeu după ani de zile a spus, te-am ales din pântecele mai citare și diavolul a căutat să te omoare. Aleluia. Dacă nu te poate omorâ, dacă sunt fete aici nemăritate și au o chemare din partea lui Dumnezeu, aveți grijă cu cine vă căsătoriți. Așa este. Pentru că dacă nu reușiți să te omoare, o să-ți întindă un băiat sau o fată care nu se potrivește pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu-i pocăită. Dar v-a zis, cheltuială prea multă, tot la stărvință, tot la prorocie, tot la... Nu merem în lucrare. Dacă nu, uitați-vă, dacă nu reușește,
îți întinde o sticlă de băutură. Dacă nu reușește, îți întinde o afacere, un câștig în Germania și pleci și lași lucrare. El are metode să te prindă. Mare atenție! El are ofertele lui. Dragii mei, vrei să fii tu doar. Incubatorul meu a fost blăniță de miel și teracotă. Sunt aici că există Dumnezeul minunilor despre care vorbesc pe postare tot mereu că face semne și minuni. Dumnezeul meu face astăzi aici semne și minuni. Trăiască Domnul! La 5 ani diavolul a vrut să mă omoare, să o spar gheața și m-a mânecat. Sunt aici că există Dumnezeu. La 9 ani am fost electrocutat, am pus mâna pe o betoneră, am fost electrocutat, am murit și am fost înviat de Hristos. Sunt aici că există Dumnezeu. Mărire Lui! La 13 ani, uitați-vă, tactica diavolului. Mi-a întins lumea și a zis, coniacul, berea și filistencele sunt mai frumoase ca pocăintele. Pleacă, du-te în lume și am plecat în lume. Și tatăl meu și mama mea s-a rugat pentru mine. Și am zis tatălui meu, mă lași cu pocăiții tăi în pace. Te duci cu babele tale la rugăciune. Eu mă duc la distracție, la discotecă, mi-e întrebă Snagov cu filtru, mi-e întrebă Kenchi Marlboro, că erau la modă pe vremea aceea, că nu se găseau în România. Și am plecat în lume. Dar a venit o duminică seara, când somnul morții m-a căutat la o discotecă și m-a strâns de gât și a zis, în seara asta te mor! Și m-am dus acasă și tata venea de la rugăciune și am spus, tată, în seara aceasta mor și mă duc în fundul iadului! Vreau pe Hristos! Da. Și unchiul meu medic a spus, n-am ce-i face! Și m-am pus în genunchi și l-am chemat pe Domnul și seara aceea mi-a dat o linguriță de desert și a zis, gustă și să vezi ce bun sunt. Amin. Și am început să plâng în hoote că Hristos m-a primit ca un fiu. Apoi, dragii mei, trec mai rapid așa, am crescut, am mers în biserică creștină după Evanghelie. La 20 de ani am intrat în armată, am prins Revoluția, după Revoluție am venit fiind de etnie SAS. Au depus actele să plecăm definitiv în Germania, părinții mei au plecat, eu am rămas să-mi termin școala de șofer, m-am îmbolnăvit grav, într-o zi o cedat inima, a început să se răcească trupul, a venit asistentul, a luat actul și mi-era de la picioare sus și nu mai simțeam nimic. Și a spus, moare, sunt aici că există Dumnezeu. Apoi am plecat în Germania și acolo diavolul mi-a făcut altă ofertă, să rămân în Germania. Ascultați bine, eu nu cunoșteam, așa vorbește Domnul, eu sunt de la creștin pe Evanghelie. Eu am fost învățat că vorbirea în alte limbi nu e de la Domnul. Eu am fost învățat că prorocia s-a încetat, că nu mai există. Eu așa am crescut, vin dintr-o adunare din Metzingen, de lângă Stuttgart, Reutlingen, 500 de membri de SAS plecați din România. Acolo am slujit și am tradus predicile din germană în limba română la cască, pentru cei ce nu cunosc limba. Asta mi-era slujba. Pentru generația tânără am avut un har și un privilegiu extraordinar. Am lucrat într-o fabrică, lângă fabrica era casa patronului și vis-a-vis peste drum stăteau părinții mei. Casa era cu etaj, telecomandă, mașină luxoasă, soția lor a rămas însărcinată 5 ani, grădină cu lac, cu pești, cu un râu care curgea în spate, două salarii, tot ce-ți dorește inima! Și un frate pentecostal îmi dădea casete atunci și ascultam predici. Aveam un har, că în camera, în fabrică unde eram, într-o singură cameră, numai eu și soția. Și toată ziua muzică creștină și predici. Harul ăsta nu-l are oricine. Și dragii mei, ascultați-mă bine. Am început să stăruiesc. Nu fusesem la pentecostal, n-am auzit de stăruință după Duhul Sfânt. Acum vreau să vă spun ce am stăruit eu. Am stăruit în câteva rugăciuni, două, să vă spun din ele. Eliberează-mă de tot ce este trecător și lipește-mă de ceea ce are valoare veșnică. Aleluia! Și a doua rugăciune a fost, am gustat din bunătatea ta, pun viața pe altar, indiferent cât costă, eu vreau mai mult. Fără să știu că există mai mult. Slavă! Simțeam că mă cerceta Duhul Sfânt. Să fiu Domnul! După câteva luni, Domnul m-a eliberat de tot ce este trecător, dragii mei. Glorie. Mi-a dat o boală care nu poate fi vindecată, dragii mei. Dumnezeu a îngăduit, frați și surori, să mă îmbolnăvesc și să fiu dus la medici în Germania și ultimul director de spital pocăit a zis așa, să te duci cu Dumnezeu să te ajute, medicina a ajuns la capăt, pentru tine vindecare nu există. Tatăl meu a intrat în post 40 de zile și cerul tăcea. Am chemat pe frații creștini, nu-i vorbesc de rău, să vă spun ce mi s-a întâmplat. S-ar putea să li se întâmplă cuiva și să nu îl privească ca un lucru ciudat. S-ar putea să primești pe cocoașă chiar de la slujitor. Am chemat pe slujitor pe care am crezut eu mai sfinți și am zis la mine, Iacov, stă scris să-mi faceți ungere și să-mi puneți mâine peste mine. Și au spus, ai drac, noi nu punem mâine peste tine. M-au lăsat și au plecat.
Am ajuns în chinuri cumplite de frica morții, auzeam voci care îmi spuneau că mă moară. O voce în mintea mea hulea și blestema pe Duhul Sfânt. Când mă apropiam de Biblie, se blestema pe Duhul Sfânt. Când eram în adunare, blestemam pe cel ce predica. Am fost în iad! Ani de zile am căzut în depresie și am luat antidepresive, am fost la psihiatrie 20 de ani. Am ajuns 15 ani legumă, nici soț, nici tată, ca Dumnezeu să-și formeze un slujitor. O trebuie să plătesc un preț enorm de mare. Îl țineam pe tata de mână, nu mai lăsam să plece. Dormeam între el și mama și soția însărcinată în a noua lună, că diavolul a spus că mă aruncă ea. Veneau frații, nu mai puteam să rostesc numele Iisus. Mi-era frică de Biblie. Soția ascundea cuțitele că am fugit în fața fraților care vin la rugăciune în bucătărie să-mi iau cuțitul, să-mi tai gâtul. O voce îmi spunea să mă spânzur și o putere invizibilă mă împingea să mă spânzur. Tata era plecat din Germania, Republica Moldova, să predice Evanghelia. Și am mers la mama și am zis, leagă-mă că nu mai pot controla puterea, mă duc să mă spânzur. Ani de zile am trăit așa. Până aproape am înnebunit. Și că eram pe câmp și strigam, unde ești, că nu mai pot. De ce mă treci prin iad? Am ajuns să nu mai pot să cred în existența lui Dumnezeu. N-am mai putut să rostesc numele Iisus. Că diavolul a venit și a spus, dă-mi-l pe mâna mea. Și Hristos a zis, ia-l, dar de suflet nu te atingi. S-a făcut praf cu mine. Iisus. Și după ani de zile de iad, mi-a trimis un proroc din Ploiești pe nume Soare. Și prima rugăciune când am auzit, așa vorbește Domnul, bărbatul, ai căutat vindecare în multe locuri și n-ai găsit. Aleluia. Boala care o ai tu, mână omenească, nu o poate vindeca. Dar eu, Domnul Dumnezeul tău, mă voi coborâți, voi vindeca sufletul și trupul. Am de zile de iad. Mesia. Iisus. M-a dat afară din serviciu, am zis, eliberează-mă de tot ce trecător. M-a dat afară din serviciu, m-a dat afară din casă, am vădut mașina luxoasă, că n-am avut bani. Și când trăiam din ajutor social al nemților, arți fir, Dumnezeu a zis, lasă pe nemți și confortul lor, du-te la poporul român și spune-le cât de bun sunt. Aleluia. Și spune-le să nu mă respingă că vor ajunge în ea. Am mers la pensie și mi-au tăiat pensia, am mers la bani de copii, mi-au tăiat banii de copii, m-am dus la ajutor social, mi-au tăiat ajutorul social. Dar am cântat cântarea, sunt aici la dispoziția ta. Mi s-a spus că sunt nebun de către pocăiți. Dar nu sunt nebun, sunt nebun pentru Hristos. Când Domnul m-a înștiințat să vin în România prin glas profetic, și prorocea prorocul să vină în România, am spus, când prorocea, în timpul prorociei, am zis, Doamne, ce mă fac în România, cum mă descurc? S-a oprit prorocul și a zis, iată diavolul s-a înmânat îndoială în inima ta și spui în mintea ta, ce voi face? Am să-ți port de grijă că am părinte copiilor săi. Aleluia! Ce minunat! Dragii mei, am trăit ani de zile fără siguranța mântuirii, cu un picior în iad. Vreau să vă spun unde Dumnezeu mi-a dat siguranța mântuirii, să nu vă dea unde mi-a dat pe mine. Am fost încercați ca familie foarte greu, că aveau un plan și Dumnezeu mi-a spus că are cu spița neamului meu și cu cei care sunt în Germania, că eu singur în România, și cu ei are un plan să le descopere lucrare Duhului Sfânt și au început deja să le descopere la creștini după Evanghelie. Dragii mei, în 2004 am venit în țară, fratele meu cel mai mare, 46 de ani, a spus mereu că se pocăiește. În 31 ianuarie s-a dus la un câmp să curețe și după ce a curățat terenul și au mâncat, a luat plasa cu mâncarea și s-a întrendat spre mașină. A alunecat la jumătatea plesei de nailon roșie, a ieșit lama cuțitului și a intrat în inimă. S-a ridicat și a spus, băieți, m-am tăiat, a căzut jos și l-am găsit mort. Am fost în zăpadă și l-am găsit pe fratele mort, nepocăit. Și am început să strig, unde ești, că tata ți-a predicat 40 de ani Evanghelia? Ești nedrept, de ce? Și a venit Iisus, m-a luat în brațe și a spus, nu te teme, că n-am scăpat de sub control nimic, sunt Dumnezeu! Și pe câmp înzepezit în fața trupului neînsufleții mi-a dat siguranța mântuirii. Și am zis, dacă este cu putință să se ridice frate meu din sicriu, eu mă pun în locul lui, pentru că eu știu unde mă duc, de unde s-a dus, nu știu. Dragii mei,
Aia a fost în 2004, în 2007 Dumnezeu, 2007 Dumnezeu mi-a poruncit să vin în România. Știți unde locuiesc? În casa fratelui meu. Și am zis, Doamne, sunt vreo 10 camere și 2 băi. Eram cu soacra în grădină și semănam straturile. Și am zis, Doamne, cum de-am ajuns la casa aceasta? Pentru că mai am 5 frați în Germania. S-a cumpărat casa aceasta în 1996 cu 85.000 de mărci. Cum de nu-mi cere nimeni parte? În grădină la straturi a venit Iisus și a spus, care din frații tăi lângă sicriu a spus că s-ar pune în locul lui în sicriu? O zis, pentru că ai fost gata să te pui în sicriu, am luat toată averea lui și ți-am dat-o ție. M-am dus la tatăl meu, care era un bun cunoscutor al Scripturii în Germania, și am spus, auzi, tată, ce mi-a spus Dumnezeu. Și tata a spus, copile, cu tine s-au împlinit cuvintele lui Solomon, că celui nepocăit îi dau îngrijorarea să strângă, să adune comori și averi, apoi le iau și le dau la cel credincios. Dragii mei, vreau să cred că fratele meu, când a căzut în cuțit, a avut harul să strige, ai milă de mine. Dumnezeu a putut să dea șansa că adevărul l-a cunoscut. Iubiții mei, am venit în România. Din 2007 alerg să predic Evanghelia prin țară. Cu 3 ani în urmă, în februarie, soția mea îmi tot spunea, dacă te prind vreodată că vii de la Pentecostal și vorbești în alte limbi, bag la divorț. Cu 3 ani în urmă, în februarie, a dus-o pe nevastă mea în Germania la soră sa și era o zi însorită că astăzi eram cu mătura în curte și măturam și dintr-o dată am strigat, Iisuse, mi-e dor de tine! Am început să vorbesc în alte limbi, să cânt în alte limbi. Am spus, mie nu-mi dai 5 cuvinte, mie îmi dai un robinet să curgă! Nici o zi și nici o noapte nu trecut să nu vorbesc în alte limbi. Ăsta e Dumnezeu nostru, dragii mei, închei cu ultimul gând de încurajare, de îmbărbătare. Uitați-vă, se spunea că Domnul poate să vindece. Marire. Eu vreau să vă spun, să vă întreb, Pavel a fost sănătos sau bolnav? Bolnav. Eu vă întreb, Timotei a fost sănătos sau bolnav? Bolnav. Zice Pavel, m-am întrebat și eu citesc prin Scriptură, zic, băi, Pavele, cum de nu l-ai vindecat pe Timotei? Zice, ia câte puțin de vin, apă, alții se folosesc, să folosească boturi, eu nu folosesc deloc boturi alcoolice. Și zice, pentru desele tale, îmbolnăvire. Cu vreo 2 ani în urmă eram la Deș, frați și surori, și cu aceasta mă apropie de încheiere. Bolnav de 20 de ani, Dumnezeu mi-a spus că se atinge de mine treptat, așa ca să învăț. Când m-am întâlnit cu fratele pentecostal, vas de lucru, a spus, dacă ne-am fi cunoscut, erai vindecat de mult. Și am zis, nu cred. Pentru că înțelesesem că Domnul m-a luat într-o școală și nu mă va scoate de școală. Am ajuns să îmi genunchez înaintea lui și am spus, nu mai pot. Dar, Doamne, nu mă scoate din școală, că mi-ar crepa obrazul când ajung în rai să spui că n-am vrut să stau în școală. Vreau să stau în școală, dar dăm putere, că e atât de greu de nu mai pot. M-am dus la Deș la rugăciune și aveam o hârtie albă în mână și am spus, dacă mă pun ăștia la rugăciune, am să spun, mă, dacă un cec în alt Dumnezeu îți dă astăzi și te întreabă, ce vrei să-ți dau, ce, ce? În momentul acela vine omul lui Dumnezeu și zice, scrie, bărbatule, că am curtie în mână. Scrie, bărbatule, că ceea ce vei scrie cu mâna ta, aia ți-o dau astăzi. Că un glas cunoscut de tine stă de vorbă cu tine. Și ascultă ce spune Duhul Sfânt. Dacă îmi vei cere vindecare pe care o cer de multă vreme, viu sunt că te vindec. De 20 de ani ceram vindecare. Ascultă bine. Dar dacă pui mâna la streșină, la ochi, și te uiți că holdele mele sunt coapte și sunt puțin lucrător, și vei spune, lasă-mi boala și dă-mi putere că mă ridică numele tău. Viu sunt că-ți dau putere. Și am zis, facă-se voia ta. Auzi ce strigă Duhul Sfânt. Cu mâna ta ai semnat că lucrarea mea e mai importantă decât sănătatea ta. Rămâi bolnav, dar îți dau putere. O să te dezbrac de haina veche, te îmbrac pe un prinț al cerului, te încinc o încingătoare nouă și îți dau încălțăminte nouă. Și ca să-mi cunoști puterea, pacea mea coboară peste tine. Am crezut că am intrat în rai. Asta e Dumnezeu, frați și surori. Dar accept suferința și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc un singur lucru, să se facă voia lui Dumnezeu în viața mea. Nu mă interesează pe unde mă trece, nu mă interesează ce vrea, sunt aici la dispoziția lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Cu cuvintele acestea am vrut să vă încurajez, să vă îmbărbătesc. Și uitați-vă la știri, am zis să nu vă uitați. Ne amenință cu foamete, așa? Vreau să vă spun ceva ca încurajare. Când a fost cea mai mare foamete pe pământ, în vremea faraonului din Egipt, cheia de la pâine la cine a fost? La faraon? Iosif. Știți cine este Iosif?
Iisus, nu vă temeți, corbii lui Ilie există, cerul se deschide și aruncă pâine din cer. Cheia pâinii și cheia puterii și a împărăției este în mâna lui Hristos. Hristos e de partea noastră, așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Nu te teme, turmă mică! Pentru Dumnezeu îi place să ne dea împărăție. Fiți binecuvântați în numele Domnului. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Trăiască Domnul!